finanțe sunt probleme din acest punct de vedere. Toți medicii de familie au semnat actele adiționale la contractul pentru perioada asta care tocmai a început de la 1 ianuarie. Celelalte revendicări pe care le au medicii de familie nu țin de Casa de Asigurări de Sănătate, sunt niște revendicări legislative care se rezolvă la un alt nivel, deci la nivel național.